Îmi place aerul proaspăt al dimineții. Îmi redă pofta de viață. Experiența m-a învățat să iau fiecare zi ca pe o nouă mică viață. Poate că mă înșel sau mă mint, dar așa mă simt mai bine. Ca detectiv particular îți faci programul după cel al subiectului. Nu mai am răbdarea de altă dată, poate nici timpul nu mai are răbdare cu mine. Și totuși, investigațiile se potrivesc cu ceea ce am făcut atâția ani ca polițist. Până acum 8 ani când am ieșit la pensie. Mai bine zis, m-au convins să ies la pensie. Dar nu mă plâng. Mă descurc și ce e mai important, chiar îmi place ce fac. Acum, de exemplu, caz complicat. Clientul, unu Banciu Mare Mahăr, în Arad, vrea să-i pure gnițel biografia viitorului ginere, să se asigure că nu e vreun vânător de zestre și că o merită pe Fisa. Hai, fetiță! Hai, așa! Așa, bătrânii! Câte drumuri n-au făcut să nu? Staționează? Foarte bine. Așa îmi place, să staționez. Și noi, la drum. La drum, la drum.
Îmi place aerul proaspăt al dimineții. Îmi redă pofta de viață. Experiența m-a învățat să iau fiecare zi ca pe o nouă mică viață. Poate că mă înșel sau mă mint, dar așa mă simt mai bine. Ca detectiv particular îți faci programul după cel al subiectului. Nu mai am răbdarea de altă dată, poate nici timpul nu mai are răbdare cu mine. Și totuși, investigațiile se potrivesc cu ceea ce am făcut atâția ani ca polițist. Până acum 8 ani când am ieșit la pensie. Mai bine zis, m-au convins să ies la pensie. Dar nu mă plâng. Mă descurc și ce e mai important, chiar îmi place ce fac. Acum, de exemplu, caz complicat. Clientul, unu Banciu Mare Maher, în Arad, vrea să-i pure gnițel biografia viitorului ginere, să se asigure că nu e vreun vânător de zestre și că o merită pe fisa. Hai, fetiță! Hai, fetiță! Așa! Așa, bătrânică! Cât e drumul n-au făcut? Nu? Staționează? Foarte bine. Așa îmi place să staționez. Și noi la drum. La drum.
Da, aștept. Să trăiești, șeful, Craiu sunt. Unde m-ați trimis? La Jimbolia. Da, șeful, dar am niște probleme cu mașina. Sunt la scurtul, la autobază. La scurtul, la autobază! Da! S-a uitat băiețile aia, zice că e la motor. Păi nu știu, vreo două, trei zile. Păi trebuie să aducă nu știu ce piese. Încerc, da. Ca dracu, plouă, e soare, da. Bine. Da, așa. Mă descurc, mă descurc. Nu uit, nu uit. Când plec de aici, trec pe la Nasimi și vă iau țuica. Da? Da. Să trăiți. Ia un pic de viteză, meștere. Nasim, boier e tot boier. Nu, 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 nu vă deranjați. Nu. Continuați, continuați, continuați. Cu ce putem noi să-i fim de folos scumpului nostru client? Salut. Salut. Sunt cu Cielo și ce se întâmplă? În D nu mai cuplează aproape deloc. Iar în timpul mersului, într-a doua nu dezambrează. E hidramată. Oh, păi e grav. Grav, nu? E grav. E cutia! E cutia! Dom'le, astea, hidramatele astea sunt tobele. Așa e. Să știți de la mine. Și nu sunt mulți care se pricep la ele, adică nu se prea pricep. Înțelegeți? Trebuie schimbat kitul de ambreiaj. Mă rog, eu așa cred. Kitul. Mhm, kitul. Da. Da. Bine, mulțumesc. Iertați-mă, m-ați putea ajuta? Eu cred că da. Da? Da. Costă mult? Nu costă mult, domnule, vreo 400 de lei. Dar din ăștia noi, cum ar veni. E în ordine. Mă duc să... și să... Da, stați, stați, stați. O să vă coste mai mult cazarea. Cazarea? Cazarea. Dar nu-i nimic. Vă trimit eu la un motel. Care ține o vară de-a mea. O fată extraordinară. Domnule, face niște ciorbe de pește de moare lumea. Dă bibani, dă crap, dă somn, dă babușcă, dă știucă, de babușcă. Dă tot, domnule. Dar pentru că te-ai schimbat kitul de ambreiaj. Am înțeles, am înțeles. Mă rog, eu așa cred, știi? Trebuie să stați aici vreo trei zile. Trei zile, imposibil. Trei zile. Păi nu se poate altfel. Că noi nu avem piese de sile. Sunteți amabil, vă mulțumesc. Nu se găsesc zic pe împrejur. Am înțeles, eu trebuie să trebuie la București după ele. Sunteți trebuie foarte amabil, dar nu pot să stau. Eu trebuie neapărat să fiu azi după masă la Arad. Da? Neapărat. Păi atunci drumul. Mulțumesc foarte mult. Asta e. Mulțumesc. Încă o dată pentru amabilitate. Și la vară în concediu, babușcă, da? Bun. Ia să puțin, vă ajut cu ceva. Mă gândeam așa. Când ajungeți în Jimbulia, așa? Intrați în Jimbulia, da? Și faceți la dreapta, acolo e un servis. Acolo e un băiat, un lucraiu. Dar nu el e patronul, el e doar lucrător acolo. Dom'le, are el kitul ușor deranjat, dar este tata ambreiajelor, dom'le.
și mama motoarelor, vă jur. Bine. Încă o dată mulțam și spor la treabă. Bună seara! Bună seara! Ce are, șef? Probleme la cutia de viteze, cred. Cutia de viteze? Da. E clar. Crai. Sfârșit. Craiu. În două zile am rezolvat cazul. Subiectul, un tânăr de familie modestă, citit și curățel, a reușit să-mi infirme teoria pe care mi-am făcut-o în poliție. Nu există om fără vicii. Uite că există. N-avea nicio pată în trecut. Candidatul perfect pentru postul de soț pe viață. Căutați pe cineva? Bună ziua! Bună, dacă zici dumneata că e bună. Vă salut, vă salut! Vă salut! Radu Mirică. Frățile, proprietarul patronul serviciului, cum ar veni. După Sielo? Da, e gata? Să-mi spuneți, vă rog, cât mă costă? E plătit, domnul Banciu. Minunat. Nu vă supărați că vă întreb. A reparat-o cumva băiatul ăla Craiu? Da. Da? Păi cine altul? Hai, stai jos. Ia loc, te rog. Da, da, mulțumesc. Nu o să stau prea mult. Așa. Dar cine e Craiu ăsta? Tot Banatul cunoaște. Niște drumari de la Turnul Severin mi-au spus: du-te la intrarea Gimbolia, e acolo un service unde e Craiu. Așa e, așa e. Nu, nu, mulțumesc. Hai, domnule, lasă. Așa e. Tot Banatul cunoaște. Nu există cutie să prezinte secrete pentru Craiu. Cine nu știe povestea ar putea spune că iubirea lui este cutia cu viteze. La cine o știe? A vrut să plece dincolo, spre libertate, prin martie 89. N-avea de unde să știe ce o să se întâmple. Că poate... Venea des pe aici, prin Gimbolia, după niște piese de electronică. Venea în delegație, la o fabrică de pe aici. Acum era hotărât. Pregătise bine și făcuse temele. Studiase hărți cu toate satele de pe lângă graniță și inventase o poveste pentru dincolo care să nu-l dea înapoi. Hai, noroc!
Povară sergent, vă raportez că nu s-a întâmplat nimic pe schimbul meu. Vă raportează sergent Filimon. Să trăiți! Povară, mă duc! Atenție! Dar ce faci, mă? Ce nu te ajută la poate? Hă? Mâncat! Drept! 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 Mâncat! Drept!
Se spune că Dumnezeu îi ajută pe cei curajoși. Pe Craionul l-a ajutat. De ce? Numai Dumnezeu știe. A făcut un an de pușcărie pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. A executat aproape toată pedepsa. Pentru că ăștia și-au adus aminte de el de-abia prin februarie 90. A fost închis la Aiud. L-au bătut ăștia cap un animal, l-au bătut numai în cap. L-au pus și câinii pe el. Mă mir cum a rezistat. De atunci, de 20 de ani, a rămas cu Dambla ăsta. Lucrează la cutiile de viteză. Nu râde, nu zâmbește, nu vorbește, numai lucrează. Cea mai mare bucurie a lui e să intre sub mașină. După pușcărie, după revoluție, n-a ieșit niciodată nicăieri. N-a mai ieșit dincolo. Acum dincolo e și aici. Numai că el nu prea mai poate să se bucure. Așa e viața asta împuțită. Eu am luat un an jumate pentru neglijență în serviciu. Că am lăsat cheile de la IMS în contact. E aici, în atelier. Dar nu prea să bagă în vorbă cu nimeni. Vrei să-l cunoști? Nu. Îmi place aerul proaspăt al dimineții. Îmi redă pofta de viață. Experiența m-a învățat să iau fiecare zi ca pe o nouă mică viață. Poate că mă înșel. Sau mă mint. Dar așa mă simt mai bine. Ca detectiv particular îți faci programul după cel al subiectului. Nu mai am răbdarea de altă dată, poate nici timpul nu mai are răbdare cu mine. Și totuși, investigațiile se potrivesc cu